Doamnelor și domnilor, bine ați venit la conferința de presă organizată cu prilejul prezentării raportului de mandatului de consilier pe perioada ianuarie-decembrie 2016. Această modalitate de a aduce la cunoștința publicului deja devine o obișnuință și anul trecut știți că am prezentat raportul de activitate pentru anul 2014, tot printr-o conferință de presă. Spuneam atunci că o fac din, pe lângă faptul că este o obligație legală de a aduce la cunoștința publicului, o fac și din respect pentru comunitatea pe care o reprezint în Consiliul Județean. Anul care a trecut, 2015, consider că a fost un an mai fructuos în realizări decât cel precedent, pentru că am mai căpătat ceva experiență din activitatea în Consiliul Județean, am sesizat mai multe probleme care au fost aduse în discuția plenului Consiliului Județean și s-au materializat cu anumite realizări pe care vi le voi prezenta. Activitatea în Consiliul Județean, activitatea ca și consilier județean, ne-am structurat-o pe câteva secțiuni, și anume activitatea în plenul Consiliului Județean, activitatea în comisia de specialitate, din care fac parte, și alte activități care țin tot de mandatul de consilier județean, dar nu sunt strict, care nu se desfășoară strict în cadrul Consiliului Județean. Iar mergând acum către activitatea în plenul Consiliului Județean, și aici am structurat-o pe mai multe secțiuni. Una este cea de inițiative care le-am avut în cadrul Consiliului Județean. Una este de declarații politice, pentru că față de anul trecut a apărut o altă modalitate de a mă manifesta în Consiliul Județean, declarațiile politice, și una se referă la amendamente și observații. În ceea ce privește inițiativele în plenul Consiliului Județean, ele au fost să vedem așa câte au fost, una, două, trei inițiative. Una se referă la chiar patru inițiative. Una se referă la elaborarea unei strategii energetice a județului ca un document de importanță vitală pentru dezvoltarea economică și socială, pentru îmbunătățirea calității vieții populației, pentru asigurarea alimentării cu energie în volum suficient, cu accesul larg al tuturor categoriilor de beneficiari la servicii energetice, în special acele ecologice provenite din surse regenerabile, ca premize de bază ale dezvoltării durabile. Propunerea am făcut-o în ședința din 30 martie și trebuie să menționez cu satisfacție că în bugetul care s-a pregătit pentru anul 2016, deci pentru care va fi dezbătut mâine în plenul Consiliului Județean, s-a prevăzut o sumă pentru această strategie energetică, deci este prins în bugetul pentru anul în curs, ceea ce îmi arată că propunerea mea a fost receptată pozitiv. S-a considerat că este o necesitate stringentă a comunității noastre județene și el creează de asemenea premizele pentru elaborarea unor proiecte de finanțare europeană nerambursabilă pe noul ciclu bugetar 2014-2020. O altă inițiativă pe care am avut-o în plenul Consiliului Județean, în data de 23.11, nu ne-am pus chiar în ordinea cronologică, este o ordine aleatorie, deși a trebuit să le pun în ordine cronologică. Am mai avut o
o inițiativă referitoare la elaborarea unui master plan pentru drumurile județene și comunale. Această inițiativă am avut-o în ședința din 23 noiembrie și prin propunerea mea se cere elaborarea unui document de inventariere și ierarhizare a drumurilor din județ în scopul obținerii de o îmbunătățire a activității de administrare a drumurilor locale, a o ameliorare a stării tehnice a rețelei de drumuri județene și comunale și prioritizarea investițiilor în infrastructura rutieră locală și utilizarea eficientă a resurselor financiare. Și această inițiativă vine ca în sprijinul elaborării proiectelor de pentru finanțare nerambursabilă pe noul exercițiu financiar european 2014-2020. Această propunere abia a fost făcută în luna noiembrie. Sper ca într-o lună, maxim două, să vin cu un proiect de hotărâre în Consiliul Județean și să prin asta să obțin elaborarea acestui master plan. Anul trecut spuneam că aveam câteva proiecte, ca și Consiliul Județean îmi propuneam să realizez câteva obiective, printre care era și realizarea unui parc industrial în Onești ca un mijloc de a crea locuri de muncă, de a stabiliza populația orașului, de a opri declinul economic și nu numai și demografic al comunității noastre oneșteni. În acest scop am făcut o propunere în plenul Consiliului Județean pentru înființarea unui parc industrial prin asocierea dintre Consiliul Județean și Consiliul Local Municipal Onești. Această propunere nu a ajuns încă la unul din parteneri. Deocamdată am propus-o în Consiliul Județean. Voi veni și în Consiliul Local să facă această propunere. Ea va fi va pregăti, de fapt, o altă propunere pe care o voi face în Consiliul Județean referitoare la vânzarea activelor din parcul industrial Hemeiuș și folosirea fondurilor care rezultă din această vânzare a activelor pentru finanțarea realizării unui parc industrial la Onești. O altă inițiativă care am făcut-o în plenul Consiliului Județean se referă la deschiderea unei reprezentanțe pentru regiunea Moldovei la Bruxelles. Ideea era ca la inițiativa județului Bacău, adresată administrațiilor județene din Moldova, să se realizeze o reprezentanță ca un mijloc prin care să se acceseze finanțele rambursabile direct, fără a mai apela la finanțele naționale care apar prin noul exercițiu financiar. Această inițiativă este în lucru. În momentul în care am propus-o eu, asta se întâmpla în luna martie a anului trecut, mai era o inițiativă doar, să zic așa, declarată, fără a se concretiza încă și probabil neavând semnale, cred că nici nu s-a materializat până acum, prin care Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est își propunea să realizeze o reprezentanță. Practica aceasta reprezentanței în România este inexistentă deocamdată. Vreau să vă spun că o țară pe care noi o privim cu invidie și pe care ar trebui să o copiem în ceea ce face, Polonia, are 18 reprezentanțe la Bruxelles, ceea ce explică și faptul că economia Poloniei este atât de dezvoltată și aproape că nu a simțit efectele crizei economice. Ne spuneam această inițiativă, am avut-o în luna martie. Acum, trecând la declarațiile politice. Declarațiile politice
Știți că sunt o modalitate prin care un consilier, un grup de consilieri se exprimă asupra unui subiect al zilei și prin care își arată poziția față de problema respectivă. Am avut 6 declarații politice. Ele, o să vă dau titlurile lor ca să înțelegeți, tema. Prima declarație s-a numit Apel pentru salvarea Oneștiului. Și am făcut-o în data de 23 februarie, exact după momentul acela emoționat când s-a anunțat că în adunare generală acționarilor RAFO s-a aprobat vânzarea activelor. Când toată lumea, în special noi oneșteni, eram îngrijorați că rafineria Perla industriei oneștene va ajunge la fier vechi. Și plecând de la acest moment, am făcut apelul de care vă spun, declarația politică Apel pentru salvarea Oneștiului, care se finaliza tocmai cu propunerea de înființare a unui parc industrial la Onești ca un mijloc de a stopa declinul economic al Oneștiului. O altă declarație politică s-a numit o reparație istorică, 10 mai, sărbătoare națională. După cum știți, anul trecut, în 2015, pentru prima dată, ziua de 10 mai a fost declarată sărbătoare națională. Asta înseamnă că atunci se pot efectua, desfășura activități specifice, depuneri de coroane, simpozioane, dezbateri referitoare la această temă. 10 mai este o zi cu o triplă semnificație pentru noi românii. Este ziua regalității, pentru că atunci a călcat pentru prima dată pe pământ românesc regele Carol. Este și ziua independenței României, pentru că pe data de 10 mai s-a declarat România independentă în Parlamentul, a fost proclamată independența de către regele Carol și totodată este și ziua regalității. Este ziua regalității pentru că ziua regatului, pentru că la 10 mai 1881 România a fost declarat regat. Deci, iată tripla semnificație și am ținut să marchez acest moment. O a treia declarație politică s-a numit PNL la aniversare, 140 de ani de liberalism românesc. După cum știți, s-au împlinit 140 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal și am marcat acest moment printr-o declarație politică în plenul Consiliului Județean. O altă declarație politică s-a intitulat Prin masterplanul pentru transport, Guvernul Ponta a amânat relansarea economică a Bacăului. Este evident că destarea de calitatea infrastructurii este legată dezvoltarea economică, activitatea economică a unei comunități. Și prin declarația care am făcut-o, semnalam faptul că în masterplanul pentru transport, autostrada Brașov-Bacău, care era anunțată cu mare tamtam de către Rebenciuc și acoliții săi, apărea în masterplanul pentru transport, care la momentul declarației era trimis către Bruxelles, apărea pe poziția a 10-a ca prioritate de realizare. Și atunci m-am simțit obligat, mai mult de atât, un răspuns de la CNADR la o întrebare a mea referitoare la modernizarea drumului Brașov-Onești-Bacău, care iarăși aduc aminte că era unul din obiectivele de anul trecut stabilite pentru modernizarea acestui drum, cel puțin pe segmentul Onești-Bacău. Deci, răspunsul CNADR-ului era că în noul master plan, modernizarea drumului DN11 dispăruse. Practic, prin această declarație, am început campania de lobby pentru modernizarea drumului
DN11 Brașov-Onești-Bacău. Această declarație a fost urmată de o alta care s-a intitulat Cere modernizarea drumului DN11 Brașov-Onești-Bacău. Când am făcut această declarație, de fapt, ea constituie și o petiție prin care ne adresăm primului ministru și pe care am postat-o pe un site specializat pentru a obține semnături de la cetățeni. Deci, pe de o parte, are o dimensiune cetățenească, pe de altă parte, are și o dimensiune administrativ-politică, în sensul că vrem și o să acționăm în sensul obținerii sprijinului, a susținerii și de la autoritățile locale, care, a căror activitate, a căror existență este influențată de starea acestui drum, și de la asociațiile profesionale care activează în cadrul Camerei de Comerț Bacău și a căror activitate este influențată iar de calitatea acestui drum. Mai mult de atât, această petiție deja are sprijin și din județele învecinate, de la județul Covasna, va fi citită în plenul Consiliului Județean Covasna pentru a obține sprijinul consilierilor județeni din Covasna și în plenul Consiliului Județean Brașov. O a șasea declarație politică s-a intitulat, se referea la un ghid de finanțare europeană și s-a intitulat Lansarea ghidului specific pentru sprijinirea eficienței energetice, oportunitate pentru administrația băcăoană. Era un semnal prin care atrăgeam atenția administrației județene, executivului județean, faptul că s-a lansat acest ghid și trebuie de îndată să reacționeze pentru a elabora proiecte, a vedea în ce direcții se alocă finanțările acestea și a acționa pentru a absorbi cât mai mult din fondurile puse la dispoziție. Referitor la amendamente și observații, am solicitat întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean, respectiv Regia Autonomă Aeroportul George Enescu și Parc Industrial HIT, deci Parc Industrial Hemeiuș, să publice, conform ordonanței 109 a administrării corporatiste, guvernanței corporatiste, să publice componența Consiliilor de Administrație, a organelor de conducere, a directoratului și CV-urile acestora. Tocmai pentru a îndeplini, cum spuneam, prevederile din această ordonanță 109, referitoare la transparență și obligații de raportare. Este o modalitate prin care se arată publicului larg calitatea profesională, competența profesională a celor care fac parte din Consiliul de Administrație, pentru că ei administrează banul public și trebuie ca publicul să știe pe mâinile cui au dat banii pentru a fi administrați. O altă intervenție, un alt amendament al meu a fost referitor la realizarea unui raport privind situația auditării energetice a clădirilor aflate în proprietatea sau administrarea Consiliului Județean și a planului de măsuri pentru creșterea performanței energetice a acestora. Plecam de la legea eficienței energetice, care impune ca administrațiile locale să facă evaluarea, să facă auditarea energetică a clădirilor care se află în administrare sau în proprietate, în scopul creșterii eficienței acestora și a reducerii costurilor de întreținere. Raportul a fost prezentat, este o prevedere a legii ca rapoartele acestea să fie prezentate într-un anumit termen. A fost prezentat și a fost
a fost premiza pentru ca, în, cum vă spuneam, în bugetul pe anul acesta să se găsească sume necesare pentru auditare energetică și pentru realizarea strategiei energetice. Și în fine, o altă intervenție a mea s-a referit la o declarație privind conflictul de interese al consilierilor liberali în adoptarea hotărârii de neexercitare a dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului Casa Puncicov, așa numita Casa a Liberalilor. Noi trebuia ca și autoritate administrativă județeană trebuia să ne exercităm acest drept de preemțiune. Nu s-a exercitat dreptul, dar noi ca și chiriași în acest imobil nu aveam voie să nici să participăm măcar la dezbate, dar minte să votăm. Iar această declarație am făcut-o în numele grupului de consilieri liberali, în contradicție cu ceilalți care credeau că putem vota. Până la urmă, dreptatea a fost de partea noastră, pentru că după ce am făcut această declarație, ne-am adresat Agenției Naționale de Integritate să se pronunțe dacă suntem în conflict de interese sau nu și ne-au dat dreptate. Acum, spuneam că am activat și în cadrul Comisiei de Specialitate. Comisia de Specialitate activez în Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Lucrări Publice și Protecția Mediului. Ședințele acestei comisii au loc în pregătirea ședințelor de plen. Sunt minim două ședințe la fiecare ședință de plen și acolo se discută tehnic. Am avut intervenții tehnice pe fiecare proiect în parte care ajunge la comisia noastră. Că ele sunt selectate în funcție de tema proiectului. Deci am participat la toate ședințele, dând avizele corespunzătoare, pentru sau împotrivă, în funcție de felul în care, de tema proiectelor și de felul în care erau realizate proiectele. Pe lângă aceste activități, am mai desfășurat și alte activități, care țin tot de calitatea mea de consilier județean. Sunt în continuare membru al Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. În această calitate particip la ședințele ordinare și extraordinare, unde analizăm, avizăm și aprobăm documente care țin de activitatea acestui colegiu. E un fel de colegiu de administrație, ca și un consiliu de administrație la aceste instituții. O instituție de mare însemnătate pentru județ, pentru că de felul în care își desfășoară activitatea această instituție, depinde viața a două categorii sensibile, vulnerabile din societatea noastră. Mă refer la copii și la persoanele în vârstă. Este o instituție în care lucrează 1850 de salariați, ca să vă dați seama, și au centre pentru copii, centre pentru persoane în vârstă, pentru cei cu dizabilități de diverse tipuri și fac o muncă extraordinară. Iată, astăzi am participat și la prezentarea raportului de activitate al acestei instituții și acolo cu satisfacție am constatat că a primit premiul de excelență pentru anul 2015 la gala premiilor de excelență a administrației publice. Apoi, am participat la o ședință în Consiliul Municipal din luna decembrie cu prilejul dezbaterii problemelor legate de implementarea proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău. Am vrut să știu, am văzut că e o emoție creată la nivelul comunității, am vrut să știu ce se întâmplă, care sunt cauzele, ce e de făcut, dacă în calitatea pe care am de consilier județean pot să acționez. Ca o primă concluzie, am constatat
o proastă comunicare din partea municipalității noastre, a administrației noastre locale, pentru că nici acum, iată, a trecut o lună de atunci, oamenii nu știu foarte bine ce înseamnă acest sistem integrat de management, care sunt beneficiile lui, care sunt costurile lui, care este impactul asupra mediului, asupra calității vieții, nimic din toate astea. Era foarte, în opinia mea, cu o campanie bine, bine condusă, cu costuri reduse, se putea realiza o informare astfel încât să nu mai fie această emoție la nivelul comunității. La un moment dat se întreba oamenii dacă plătesc în două locuri, dacă sunt doi operatori sau numai unul, de ce este taxa de un anumit nivel, dacă va mai crește, ce certitudine au oamenii asupra nivelului taxei și a calității serviciului. Deci multe, multe întrebări care trebuie să-și găsească răspuns. Eu personal o să mă adresez celor de la ADIS, pentru că și Consiliul Județean este membru fondator al ADIS-ului, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, și personal o să le cer celor de la ADIS să înceapă o campanie mai consistentă. De fapt, cred că era și o condiție în licitație, licitația de atribuire a serviciului, cred că era și o astfel de condiție de a populariza, de a instrui populația asupra serviciului nou care apare mai ales în mediul rural. Tot ca și o activitate suplimentară, am avut o întâlnire cu consilierii liberali din localități traversate sau limitrofe drumului național DN11 în vederea pregătirii campaniei de lobby. Deci, acea campanie de lobby de care vă spuneam, care are ca scop modernizarea drumului, am pregătit-o printr-o corespondență cu cei de la CNADR, să văd care sunt perspectivele de realizare a modernizării, dacă mai sunt preocupați. Apoi, cu comunitățile, cu consilierii locali din comunitățile prin care trece drumul, sau care sunt influențați de calitatea drumului, pentru a vedea în ce măsură această modernizare le răspunde unor cerințe, unor doleanțe ale lor. Și apoi am trecut la lansarea campaniei. Am conceput campania și am lansat-o după aceste consultări, cum vă spuneam, cu consilierii locali și cu asociații, cu membrii și reprezentanții asociațiilor profesionale de pe lângă Camera de Comerț, respectiv Asociația Transportatorilor, Asociația Operatorilor din Turism, Asociația celor care lucrează în agricultură, în industrie, toți cei care sunt afectați de calitatea drumului. Și în fine, am mai avut, iarăși, pentru pregătirea proiectului privind înființarea parcului industrial, am mai avut o întâlnire cu oameni de afaceri, 15 oameni de afaceri din Onești, în care am discutat despre beneficiile și care ar fi așteptările privind această inițiativă a noastră. Cum spuneam, anul trecut mi-am propus trei proiecte pe care să le promovez și pentru a căror declanșare mi-am promis că mă voi bate. Unul dintre ele era cel referitor la drum și ați văzut că deja consider că prin ce am început am făcut niște pași importanți pentru realizarea drumului, modernizarea drumului. Unul se referea la parcul industrial și iarăși aici am început și sper că până la sfârșitul mandatului, mai avem încă 5 ședințe de Consiliul Județean la știri, sper că până la sfârșitul mandatului măcar proiectul de hotărâre să fie adoptat de către Consiliul Județean, urmând ca în mandatul viitor cineva reprezenta comunitatea noastră să lupte pentru a se edifica acest parc industrial. Și al treilea se referea la reabilitarea termică a Spitalului Municipal Onești. Ca o modalitate, ca un mijloc de a
de a scădea cheltuielile de exploatare ale spitalului, respectiv cele pentru căldură și condiționarea aerului, pe de o parte, și prepararea apei calde, și pe de altă parte pentru îmbunătățirea condițiilor hoteliere pentru beneficiarii, pentru serviciile spitalului. Din păcate, acest proiect nu am reușit să fac mari progrese, atât față de convenția de presă de anul trecut, când îmi propuneam să realizez acest proiect, s-a reușit auditarea energetică, lucru de apreciat că aici s-au mișcat foarte repede executivul oneștean și în luna februarie deja aveam auditul energetic, un document care arată nivelul performanței energetice al spitalului și propune și soluții pentru creșterea performanței energetice a spitalului, a clădirilor spitalului. Din păcate, din luna februarie și până astăzi, nu găsesc explicație pentru ceea ce s-a întâmplat, nu s-a reușit a se dezbate în Consiliul Local acest raport de audit pentru a se adopta soluția tehnică pe care și-o poate permite, ca și resurse financiare, primăria oneșteană. Eu m-am oferit aici să, încă de anul trecut, încă de fapt din 2014, din noiembrie 2014, m-am oferit să conving Consiliul Județean, Autoritatea Administrativă Județeană, să participe, să cofinanțeze acest proiect de reabilitare tehnică. Dar pentru asta ne trebuie adoptată soluția tehnică și apoi mers către și făcut proiectul tehnic pentru a reuși să reabilităm termic spitalul. Din păcate, acel proiect din 2014, prin care se asociau Consiliul Județean și Consiliul Local Unești în vederea modernizării celor trei secții de care făceam atunci vorbire, ORL cu celelalte interne și a treia secție, îmi scap acum. Din păcate, spuneam, nici acum, suntem în luna februarie, au trecut aproape 14 luni, deci aproape un an jumătate acum se împlinește și proiectul nu s-a demarat. Atunci, amendamentul meu privind reabilitarea termică a fost respins sub motivul că ar întârzia lucrările de modernizare. Iată că au trecut aproape un an și jumătate de atunci și lucrările de modernizare nu s-au făcut. Eu, în ședința de plen de mâine, la Consiliul Județean, voi propune să completăm acest proiect de modernizare cu lucrări de reabilitare pentru întreg spitalul. E păcat pentru că cu o investiție relativ mică se pot obține niște beneficii extraordinare. Din raportul de audit, specialistul care a realizat raportul arată că numai prin anveloparea clădirilor, corpurilor de clădire care fac parte din spital, operațiune care ar costa aproximativ, estimează el acolo, 9 miliarde, s-ar obține economii anuale de 3 miliarde. Deci iată că în 3 ani de zile această lucrare s-ar putea moderniza, s-ar putea amortiza, scuze. Deci e păcat că s-a întârziat, s-a neglijat, nu știu, nu mi-explic. Și cei mai interesați trebuiau să fie cei de la spital, ei trebuiau să vină cu raportul de audit în plenul Consiliului Local să spună, domnule, avem nevoie de această reabilitare. Din păcate nu s-a putut deocamdată. Dar noi suntem optimiști, tenaci, perseverenți și vom continua până când vom realiza ce ne-am propus. Cam atâta despre activitatea mea de un an de zile. Am vorbit poate prea mult, dar până la urmă arată cam cât am muncit, zic eu. Aș fi putut face și mai mult, însă v-am spus, ține și de o anumită experiență, asta se învață, lucrurile astea, felul în care poți să te desfășori în Consiliul Județean, trebuie să convingi, pentru că noi ne-am dorit mult aici, dar trebuie să convingi, vă dați seama, sunt 37 de consilieri care trebuie să convingi, pe de o parte, eu sunt unul din
zic, vine eu cu o propunere, trebuie să-i convinc pe toți ceilalți. Plus că mai este de convins și executivul, care până la urmă are de gestionat întreaga activitate, resursele financiare, în primul rând, care sunt cele mai importante în realizarea proiectului. Dacă aveți întrebări, răspund cu plăcere. Domnul Morar, aveți prioritate. M-a impresionat tenacitatea pentru spital, pentru... Am înțeles că ultimele lucruri care încurc situația asta au fost contestate niște licitații sau... Referitor la, la lucrările de modernizare. Da. Da, am înțeles. Sunt contestații, într-adevăr. Bun. Acum, contestațiile astea explică o întârziere de o lună, două, trei. Dar e un an și de acum se fac un an și pe patru luni, aproape trei luni. Dacă e de noiembrie 2014, știți? Da, da, da. Da, deci, este nu știu. Este un lucru care o să-l continua, să-l susțin. O să-l continui, el acum, ce se întâmplă? În condițiile în care acreditarea spitalului e... Acreditarea s-a obținut, am înțeles. S-a obținut. S-a obținut. Deci, nu, este, nu a fost afectată acreditarea de aceste lucrări de modernizare. Da. Probabil s-au făcut altele care cum se punctează, nu știu, nu cunosc detalii aici, dar modernizarea trebuie făcută, chiar dacă s-a obținut acreditarea. Pentru că nu putem să rămânem la condițiile anilor 60. Da. Ceea ce înseamnă în spitalul Onești sunt locuri în care probabil nu s-a mai intervenit din anii 60 de când s-a construit spitalul. 60-70, nu știu, cam așa ceva. Și insist, reabilitarea termică duce și la creșterea calității, condițiilor de, așa zise, condițiilor hoteliere, asta e termenul care e consacrat, pentru pacienții spitalului. Și spuneam că în bugetul pe anul 2016 văd o sumă mică pentru acest proiect, numai 500.000 de lei, ceea ce este puțin, deocamdată probabil s-a avut în vedere câștigarea poziției bugetare, da. După care să se prin rectificare să se suplimenteze. Dar eu o să încerc să profit de acest fapt, de această întârziere, să vin cu propunerea de a se face și reabilitarea termică. Mai ales că v-am spus că este atât de atractivă anvelopare termică. Deci numai cu 9 miliarde. Care 9 miliarde nu e o sumă uriașă. Nu sunt, până la urmă, sunt 200 și ceva de mii de euro, 300 de mii de euro. Se pot obține economii consistente de 4-3 miliarde anual. Numai de la încălzire. Da. Și mai avem o întrebare. Da. Ce idei au ieșit în evidență la întâlnirea cu oamenii la pace în zonă, de aici? Ce își doresc ei cel mai mult? Cum, Oamenii de afaceri din zonă. În primul rând, ei și-ar dori facilități fiscale. Încă de când eram consilier local, municipal, la Onești, am propus să fie stimulați cei care plătesc taxele și impozitele locale până la 31 martie, pentru plata anticipată. Și am obținut atunci o bonificație de 10% doar pentru persoanele fizice. La persoane juridice n-a reușit să convingem plenul de atunci, era domnul Lemnar, era primar, erau mai mulți colegi de la PSD și consilierii PSD și n-am reușit să-i convingem. De atunci încă în două rânduri am încercat să propunem. Prin colegul Ciprian Zasu s-a propus această bonificație pentru persoane juridice. Din păcate, plenul, majoritatea celor din Consiliul Local Onești n-au susținut acest amendament. Eu zic că este o greșeală. Și așa, oamenii de afaceri sunt niște eroi aici în Onești. Cu mare greutate fac față mediului economic în general și în special cel oneștean. E păcat că nu reușim să-i ajutăm. Mai este un proiect
privind facilități, alte facilități fiscale pentru investitori. Iarăși, trenează pe undeva pe la, ca propunere, văd că nu s-a materializat. Noi ne-am propus, liberalii ne-am propus să mai organizăm astfel de întâlniri. Vom face și o dezbatere privind rolul parcurilor industriale în relansarea economică a unei comunități. Și probabil acolo vom afla mai multe. Aici eu m-am întâlnit doar cu 15 oameni. Sunt și reticenți pentru că au văzut atâtea promisiuni, atâtea angajamente chiar, nu numai promisiuni, care nu s-au materializat, încât e firesc să fie reticenți, e firesc să fie chiar refractar la invitații din genul ăsta, la dezbateri de genul ăsta. Dar noi vom persevera pentru că, până la urmă, datorită lor, șansa de a renaște Oneștiul sau stă în activitatea economică. Dacă vom avea locuri de muncă, vor fi venituri mai mari la bugetul local. Venituri mai mari la bugetul local înseamnă că avem bani pentru proiecte de infrastructură publică locală. Și înseamnă că și populația se stabilizează, populația poate să crească. Alte soluții nu este. Dacă neglijăm mediul economic, încet, natural sau nenatural, Oneștiul se micșorează și riscăm să ajungem cea mai mare comună din România. Da, eu, Jean Mugureanu de la Exclusiv TV. Având în vedere rezultatele din anii anteriori, ceea ce privește sportul din Onești, v-ați gândit cum am putea valorifica, pentru că avem și un club sportiv municipal cu campion mondial, pe de o parte, pe de altă parte, situarea geografică a Oneștiului nu ne este tocmai favorabilă și atunci aveți în planurile dumneavoastră să propuneți ca Oneștiu să vină, eu știu, un centru de atracție al tinerilor în domeniul IT și sau în domeniul divertismentului, pentru că cred că aici ar fi în realitate o nișă de care Oneștiu ar putea profita. Nu știu să vă spun, cel puțin referitor la IT, nu cred că e ușor de a crea aici un centru de activitate IT, pentru că... Revenim tot la atragerea unor agenți economici care să facă, să desfășoare această activitate. Eu referitor la activitatea economică care s-a bucurat de succes, care a prezentat interes în zonă, cred că aici trebuie mers pe zestrea care avem, pe moștenirea care avem. Noi avem aici o cultură industrială a activităților de producție industrială. Avem oameni, încă mai sunt oameni care știu să facă această activitate. Deci parcul industrial aici, ar fi cred că aici este direcția în care trebuie să acționăm. Pentru IT, din ce văd eu în România, centrele de activitate IT sunt acolo unde sunt și instituții de învățământ specializate. Pentru că ei trebuie să ofere investitorilor, celor care activează în domeniu, trebuie să ofere forța de muncă pregătită. Nu întâmplător aceste centre, activitatea IT s-a dezvoltat în București, Iași, Cluj, Timișoara. În rest, iată, la Bacău, de exemplu, s-a încercat la Hemeiuș. Nu a mers pentru că nu există forța de muncă. Un investitor, când face o investiție, pleacă de la, printre altele, se preocupă de calitatea forței de muncă, de specializarea forței de muncă. Bun, și atunci de ce nu a merge pentru a propune, pentru a gândi un proiect a unui liceu de informatică la Onești? Iată. V-am spus, e o idee, dar nu e ușor de realizat. Trebuie specialiști, noi nu avem așa ceva. Noi avem specialiști, am avut specialiști în industria chimică. Nu mai avem, nu mai sunt
lucrează în alte parte acum, dar probabil se mai dacă poate se afe... valorifica ceva din zona industrială, fără se discuție. Poate repune în valoare. Păi, gândiți-vă că acolo există o infrastructură de tip industrial. Sunt infrastructură de transport, căi rutiere, căi de cale ferată, există o infrastructură de utilități, apă, canalizare, gaz, energie electrică. Astea toate trebuie valorificate, trebuie folosite pentru, în cazul edificării unui parc industrial. Nu este tot una să începem de la zero, un așa numitul green field, investiții de la iarba verde, de la terenul verde, sau să ai deja o anumită dotare. Mai ales că aceste utilități, investiții în utilități sunt foarte scumpe. Care este ținta dumneavoastră politică? Pentru că e un an cu alegeri. Va urma o campanie electorală extrem de zbuciumată în acest an. Dumneavoastră ce vă propuneți? Să rămâneți consilier județean sau veți candida chiar pentru o funcție de deputat sau senator? Deci, în Partidul Național Liberal este o competiție prin tradiție și prin tradiția noastră ca liberal, care suntem, pentru care competiția este esența, factor de progres. Și s-a declanșat, începând de anul trecut, competiția internă pentru a accede la anumite funcții politice în perspectiva alegerilor locale. Și din această perspectivă, eu mi-am depus candidatura la Consiliul Județean și la Consiliul Local, urmând ca partidul să evalueze, să vadă unde sunt mai util. Eu cred că oriunde aș fi, mi-aș face datoria, așa cum am făcut-o dintotdeauna. Am experiență și pentru activitate de consilier municipal și pentru activitate de consilier județean, pot spune de acum. Evaluarea se face după niște criterii foarte, zic eu, destul de obiective. E vorba de care se punctează. Acum urmează să vedem în ce fel se vor puncta. Dar e vorba de aparițiile în presă, de experiența administrativă, experiență profesională, de comunicare, de felul în care poți comunica, poate comunica candidatul, și cam astea ar fi criteriile după care se face evaluarea și selecția celor care candidează. Am văzut că faceți un lobby destul de puternic pentru acest drum de la Brașov la Bacău și este mai mult decât lăudabil. Dar totuși să ne întoarcem la vechea noastră problema Oneștiului, da. Acel drum care vine de la Azuș, care doar câțiva kilometri are. Considerați că ar trebui să mai insistăm totuși pe acest subiect, pentru că legătura cu acest drum Brașov-Bacău este făcută de Ajud Onești. Și totuși acel drum, deși a existat o finanțare în anul 2012, iată, suntem la 4 ani, se încheie deja un ciclu clar, un mandat al administrației locale și tot nu avem acest drum. Credeți că este important să, pe lângă acest proiect deosebit, Brașov-Bacău, să militați și pentru rezolvarea acestor câțiva kilometri de drum la intrare în Onești dinspre Ajut? Da, eu am tot sperat că administrația locală va rezolva problema. Pentru că acolo, dacă pentru drumul Brașov-Onești-Bacău mă adresez CNADR-ului, pentru că el este administratorul acestui drum național, care e și european, așa e mai mare rușinea. Dacă cineva își închipui cu un drum european, poate arăta în felul ăsta. Un neromân, un nebăcăuan, greu ar putea înțelege cum de are indicativ, are statut de drum european. Și culmea, dacă vă mai spun așa, o culmea sfidării, porțiunea cea mai
grea pentru drumul Onești-Bacău începe de la Sândulin. Știți acolo, când încep să urcăm panta, chiar de la punctul, de la cantonul acela de direcției de drumuri, direcție națională de drumuri, sau direcție regională de drumuri ce este acolo. Chiar acolo, de unde începe drumul mai rău, CNADR-ul a plantat o cameră care verifică dacă producătorii autori au rovinetă sau nu. Ei, închipuiți-vă, este culmea sfidării. Deci, unde este mai rău, te verifică dacă tu ai plătit rovineta, bani de la rovinetă care a trebuit să fie folosiți pentru modernizare, pentru repararea drumului. Sigur. Cred că asta este așa de un subiect pentru Dan Pătraru la TVR 1, probabil. Da. Da. Revenind, deci aici a trebuit să fac această petiție, să o adresez Consiliului Local sau Primăriei Onești, dacă aș vrea să fac o acțiune similară. Pentru că este în responsabilitatea acestei entități administrative. Ei sunt administratorii drumului, au păcălit Oneștiu, au păcălit consilierii și au păcălit proprii consilieri locali cu, așa zis, demersul pentru a transfera drumul, aceste segmente de drum la compania națională, la CNADR. Și iată, m-am implicat și acolo, trebuie să vă spun, acum mi-aduc aminte, că am scris la CNADR să aflu care este situația drumurilor. Pentru că în două ședințe de Consiliu Local mi s-a spus, dom'le, le-am transferat sau aprobat transferul către CNADR. Mă adresez CNADR-ul, n-au fost niciodată la noi, zice, sunt în administrarea Primăriei Onești, adresați-vă Primăriei Onești. Deci, să mă gândesc, să fac o petiție, să încep a strânge semnături, dacă tot strâng semnături pentru drumul național și european DN11-574, hai să strângem semnături și pentru această porțiune, aceste porțiuni de drum, că sunt trei porțiuni, știu eu, DN11, DN11A și DN12, parcă așa. Sunt noi, bucățile de drum. Noi vă mulțumim foarte mult pentru eu trebuie să vă mulțumesc că ne-ați răspuns la întrebări. Că ați răspuns invitației. Sper că în 9 an, deja proiectele pentru 9 ani sunt continuarea celor de acum. Vin cu un proiect nou pe care îl prezint în premieră. Un proiect prin care se numește Centrul de Excelență pentru Copiii din Mediul Rural. Și prin care vreau să sprijin, prin Consiliul Județean, copiii care au un coeficient de inteligență peste medie, deci peste 120, așa să zicem, o limită, și care nu au condiții materiale de a se realiza, de a-și continua studiile, de a-și valorifica zestrea pe care au primit-o, zestrea de inteligență pe care au primit-o. Nu este o noutate, am preluat de la Consiliul Județean Iași această idee. Acolo, de 10 ani funcționează programul, 50 de copii au beneficiat până acum de acest program, dintre ei 20 studiază medicina, sunt care studiază arte, sunt care studiază management, științe economice, chiar așa specializări dintre astea mai inedite. Cineva, un tânăr de acolo, studiază limba norvegiană, a ajuns să vă dați seama, sunt atâția copii valoroși în mediul rural care, din lipsa condițiilor, se pierd. Și în felul ăsta, cred că putem, cu un mic sprijin, putem să nu se piardă aceste valori.